Un val de aer polar a schimbat radical vremea în România, într-o răbufnire a iernii în pragul echinocțiului de primăvară. Temperaturile au scăzut cu 10 grade Celsius în unele zone și au apărut ninsorile. De astăzi, vremea se încălzește. În weekend, temperaturile vor atinge 20 de grade Celsius în sudul și vestul țării. Nisoarea și frigul ca în decembrie au luat prin surprindere pe localnicii din Suceava. La Rădăuți a nins peste zambile înflorite și trandafiri înmăguriți. Oamenii din Moldova au trecut în câteva ore de la haine de primăvară la echipament de iarnă. În Harghita, temperaturile au ajuns ieri la -2 grade Celsius, de la 7 câte au fost luni. Dimineața a venit ieri cu ninsori de primăvară și la Galați în compensație pentru iarna zgârcită. La fel, în capital a fost dimineață cu frig aspru și vânt tăios. Temperatura resimțită a coborât la -3 grade Celsius, iar bucureștenii au mers la serviciu zgribuliți și înfofoliți cu haine groase și căciuli. La munte, valul de aer polar venit peste România le-a făcut o bucurie celor care iubesc sporturile de iarnă. Instalațiile de zăpadă artificială au repornit, iar pârtiile s-au umplut de schiori la Sinaia, Poiana, Brașov, Mădăraș, Harghita. De astăzi însă, vremea se încălzește în toate regiunile, astfel că valorile termice se vor situa peste cele climatologic specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil cu norări trecătoare și condiții ca izolat să plouă slab în regiunile vestice și în extremitatea de sud-est, precum și în zona montană. Vântul va sufla slab și moderat pe arii restrânse cu ușoare intensificări, în special la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 20 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor fi condiții de bromă. Relatează Observator News.ro.